Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am noutăți, vă prezint. Ia uitați și găinușile. Am venit și eu acum. Am fost plecat și am venit. Văd că nu au luat niciuna. Văd că toți sunt aici. Am făcut și eu achiziție. Și o să vă arăt imediat care este achiziția. Vreau o găină să o acolo, dar văd că a plecat, nu știu, sau tot acolo e, pe acolo, pe undeva. Să vă arăt și achiziția care am făcut-o, am și o surpriză. Bine, surpriza nu prea este cine știe ce, dar... Na, nu știu ce să zic. M-a speriat că acum am venit. Ia uitați achiziția. Achiziția, scuzați-mă puțin așa. Achiziția este o găinușă pitică bărboasă. Ia uitați-o. În toată splendoarea ei. Ia uitați-o. Ce frumoasă este. O zboară. Este superbă. Ieri am cumpărat-o. Scuzați puțin. Ia uitați să vă arăt ce s-a întâmplat. Am venit acum, trebuie să le dau mâncare, de fapt cineva le-a dat mâncare, dar ia uitați aici la iepuraș, un cuib, na, să nu credeți că iepuroaica a fătat. Ea nu a fătat și a făcut un cuib fals, ia uitați, tot cuibul este fals, nu este niciun puișor, nu este nimic, blana este a ei, dar nu este, nu a fătat, nu nimic. Cum vedeți, și-a făcut un cuib fals. M-am speriat pentru că ea pe 7 ianuarie trebuie să fete și m-am speriat. Deci, sincer, vă spun, m-a speriat foarte tare când am văzut. Am zis că gata, a lepădat pui sau ceva de genul. Ea, cu siguranță, este fata. A fata este montată. Dar totuși nu știu care sunt experți în iepuri. Scrieți în comentarii de ce și-a făcut cuibul cu... Dacă azi suntem în 25, cu 2 săptămâni aproape înainte și-a făcut un cuib. 11 zile și-a făcut un cuib. Aiurea, așa. Cum vedeți, nu este pui, nu este niciun pui. Nu știu, habar nu am, m-am speriat și eu. Na, va trebui să le aduc granule pentru că mai au puține și... Na, na, acum, care vedeți acest clip și sunteți crescători de iepuri, îmi puteți spune o părere sau ceva în care să mă leg de ceva. Să-mi spuneți de ce și-a făcut cuibul sau din ce cauză. O să vă mai arăt găinușile. Deci asta este achiziția. Este o găinușă superbă. Îmi place foarte mult. O găinușă care este bărboasă. Adică mi-am dorit așa ceva. Și până la urmă mi-am cumpărat. Ia uitați, căprița a venit aici. Mi-am dorit așa ceva și până la urmă mi-am luat. Găinile sunt sănătoase, sunt ok. Ia uitați și rațele. Vom tăia rațele. Nu toate, dar le vom tăia. Și va trebui să, cum v-am prezentat aici pe YouTube, că am a doua familie de păsări acasă la mama. Din păcate s-a întâmplat ceva neașteptat și destul de grav. Și așa că va trebui în ianuarie să le aduc aici la mine. Și o să vedeți mai multe clipuri, ce găini frumoase sunt acum. Sunt superbe. Ia uitați, cocoșul cântă. Deci
Vom tăia și acest cocoș. Mai exact, acest cocoș de aici. Și îl vom tăia și pe... Să vă arăt acum. Este... A plouat și pe acest cocoș. Îl vom tăia. Restul o să-i ținem brațe, o să vedeți mai puține, dar mai multe găini. Și cum v-am spus, cam acesta a fost clipul pentru că deja m-am lungit. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, să vă dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. Să nu uitați să-mi spuneți crescătorii de iepuri de ce și-a făcut cu aproape 2 săptămâni înainte cuibul iepuraica, de ce s-a smuls puful de pe ea și și-a făcut cuib și dacă îmi puteți spune. La revedere!